Bună dimineața! Români de pretutindeni, cei care acum ne urmăriți și pe TVR Internațional, salutări călduroase și cordiale de la Chișinău. Da, așa este, de la Anatol Guzic și Mihaela Rudenco. Mm. Suntem în data de 22 martie. Este, totuși putem spune că este un început de primăvară, un sfârșit de martie deja. Am văzut că temperaturile sunt tot mai generoase, inclusiv la Chișinău. Cresc. Așa că totuși m-am aprovizionat eu cu ceva mai cald pe mine. Da, ca să te asiguri, dimineața când venim noi la muncă, e mai friguț. Eu tot încerc să văd cum vor fi cele 7 zile, da? Pentru că meteorologii doar timp de 7 zile. Îți faci prognoza așa? Adică te uiți la... Da, încerc, dar văd că e schimbătoare vremea de afară. Nu știu, ca și noi oameni. Ca și oameni, acum avem o dispoziție, peste 2 minute altă dispoziție. Da. Zâmbim, suntem triști, plângi. Așa sunt moldovenii, la un colț de masă. Plâng, da. Ce frumos spus. Nu știu dacă și săgetătorii, cei din horoscop, sunt la fel de schimbători ca și vremea de afară, dar am înțeles că astăzi ar fi bine să fie mai realiști atunci când își fac planuri. Luați lucrurile pas cu pas și într-o manieră mai organizată. În cazul vostru, răbdarea și perseverența sunt necesare. Da, aveți grijă să nu exagerați cu răbdarea. Da. Că tot exagerând puteți să scăpați niște lucruri importante. Pentru Capricorn, eficiența este necesară astăzi. Aveți tendința să vă pierdeți în detalii, ceea ce vă poate face să pierdeți timpul. În plus, aveți multe sarcini de dus la capăt, așa că fiți organizați. Dacă aveți nevoie de niște lecții despre cum să vă organizați, apelați la zodiile la Fecioară, de exemplu, pentru că ele sunt cele mai organizate, cele mai meticuloase. Două lucruri importante pentru organizare. Ia. În primul rând, autodisciplina. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să fii foarte conștient cum de ce ai de făcut. Cum să fii autodisciplinat? Păi asta vine din voința ta. Cum să-mi provoc voința? Asta se construiește, caracterul se construiește în timp. Cum? Da? Cum se construiește? Cum? Doar întrebări. Câte întrebări? Așa sunt dracii, nu înțeleg niciodată. Păi nu înțeleg, sunt ca un bebeluș care abia descopere lumea și vrea să înțeleagă totul în jurul lui. Ce interesant. Hai să vedem și la vărsătorii. Da. La vărsătorii aceștia nu vor suporta autoritatea nimănui și nici nu au de gând să respecte unele reguli create de superiorii lor. Hmm. Pe lângă acest aspect, astrele arată că în relația de cuplu vor interveni câteva schimbări plăcute, adică e de bine. Superiori să nu se supere pe ei. Așa e horoscopul scris pentru ei și dacă sunt supărăcioși și chiar vă ignor, așa, lăsați să treacă o zi și totul va fi bine. Știu pe cineva din zodia care astăzi am înțeles că vor face o impresie bună. Da, dacă tot am rămas la ultima zonă, probabil că vorbesc de pești, nu? Da. Până atunci nu mi-ai spus nimic, că de impresii bune înseamnă că peștii sunt cei cu impresii bune. Păi, într-adevăr, hai de tăi, cum? Unde ai văzut acest lucru? Da. Bineînțeles, draga mea, peștii fac impresie bună, mai ales dacă merg la un interviu sau au de dat un examen. Mm. De asemenea, vă descurcați foarte bine în relațiile cu femeile, respectiv partea cealaltă cu bărbații. Nu, poate că femeia cu femeia se descurcă foarte bine, sunt nouă prietene, de exemplu, care... Deci totuși și sublinie femeia, da? Da, așa zice, astrele zic, nu noi, că noi nu suntem. Noi n-am nimic treabă. Continuăm, da. În general, e o perioadă în care lucrurile se întâmplă foarte pe repede și trăim vremuri când aproape că e imposibil să nu fii în pas cu tehnologiile. Da. Sfera IT se dezvoltă tot mai mult. Mm-hmm, și ne bucură îndeosebi faptul că tot mai multe femei, totuși era vorba de femei la pește, da, femei sunt interesate de o carieră în acest domeniu. Da, în acest sens, mâine va avea loc un eveniment. Mm. Și cred că cineva dintre colegii noștri ne va spune. Da, colega noastră Beti Turculeț, neața Bete, ai legătura. Bună dimineața, dragi colegi și dragi telespectatori! Așa este, într-adevăr, Tech Women Moldova încurajează și motivează femeile să-și găsească o vocație în sfera IT. Așadar, ei anual organizează evenimente precum cel de mâine, Tech Women Anniversary, care va avea loc la Techville. Dar mai multe detalii discutăm astăzi cu Iuliana Țurcanu, care este una dintre organizatoarele acestui eveniment. Bună dimineața, Iuliana, și îți mulțumesc că ai acceptat să ne vorbești astăzi. Bună, suntem foarte bucuroasă să vorbim despre evenimentele pe care le organizăm, așa că e o plăcere din partea noastră. Hai să ne zici mai exact cu ce va începe evenimentul de mâine, care va avea loc la ora 6:30 seara. Evenimentul va începe cu prezentarea de unde s-a început Tech Women și care au fost primii pași. Vor fi speakeri și persoane care au fost prezente la bazele instruirii acestui program. De asemenea, vom partaja date cu
noutățile care noi le avem în continuare și care au fost evenimentele din trecut care au motivat femeile din acest domeniu și cum putem ajuta mai departe femeile din domeniul IT să prospere în această carieră. Noi des suntem obișnuiți să auzim că, de fapt, bărbații sunt cei care excelează în domeniile IT, de asta voi să înțeleg că vă propuneți să organizați asemenea evenimente, dar dacă totuși sunteți la 5 aniversare, ce succes aduc aceste evenimente pentru femei? Noi anual organizăm evenimente de mentorat, un program de 3 luni prin care anul trecut, spre exemplu, peste 200 de fete au fost instruite și drumate în diferite sfere din IT, cum ar fi testare, development, project management. Am încercat să acoperim o arie mare de discipline din acest domeniu. Au fost mentori și profesioniști care i-au îndrumat pe tot acest parcurs. Pardon, dar cum are loc îndrumarea aceasta? De exemplu, este o femeie care ar vrea să cunoască sfera asta, dar nu știe nimic. Îndrumează de la zero? Sunt diferite persoane. Sunt persoane care îndrumează de la zero sau care persoanele care aplică la ei au deja un început, dar nu pot face pasul final de a se angaja. Noi ajutăm din toate punctele de vedere și cu începutul și care ar fi prosperitatea carierei, chiar și dacă ea a început deja în domeniu. Curios, dar uite că cu siguranță cum ne urmăresc și doamne care probabil, nu știu, au un job, dar au intrat într-un concediu de maternitate, a durat ceva timp și ar vrea să se reprofileze. Evenimentul de mâine ar fi pentru ele un prilej? Da, ar fi un prilej pentru a face cunoștință cu femeile care au fost motivate și din anii trecuți, fiindcă noi acum adunăm persoane care au fost deja îndrumate sau urmează să fie îndrumate de către noi. Astfel, participarea la event ar fi ca un networking pentru dânsele, o oportunitate de a face cunoștință, de a fi inspirate de femeile care deja au ajuns la un succes, așa că sunt binevenite. Și veți avea și ceva practic, nu știu, vor trebui să însușească ceva ele, nu știu, pe foaie, la calculator sau e teorie? Nu. Acest eveniment va fi doar inspirațional. Noi urmăm să avem diferite evenimente în care vor fi și chestii practice. Puteți mai multe să descoperiți pe paginile noastre de social media, pe Instagram, pe Facebook, dar acest eveniment va fi mai mult inspirațional, în care femeile vor povesti despre activitatea sa, despre cum s-a organizat acest program și care sunt scopurile noastre. Minunat! Și mai mult decât atât, cunoaștem deja că evenimentul este unul gratis, cu intrare gratuită, dar cu o înscriere prealabilă, vorbim ulterior despre asta. Am auzit că veți avea și cadouri. Da, companiile partenere vor aduce mici cadouri pentru a încuraja și mai mult femeile de a intra în această sferă și de a fi un prim imbold spre asta. Uite ce fain, și gratis și cu cadouri. Acum să ne zici cum ar putea face o înscriere femeile care își doresc să se înscrie și dacă doar femei vin. Nu, acest eveniment este binevenit și pentru bărbați, fiindcă suportul către femeile noastre din domeniu nu ține doar de la femei la femei și bărbați ne oferă foarte mult suport și din acest considerent noi suntem deschiși pentru toți să participe la el. Aplicarea la acest eveniment are loc pe Facebook. Este necesar de completat un formular cu datele de contact ca să cunoaștem numărul aproximativ de oameni și pentru scopuri de logistică. Așa, și până când se pot înscrie? Se pot înscrie până mâine seara. Am înțeles. Iuliana, îți mulțumesc mult pentru informațiile oferite și vă doresc multă baftă la eveniment. Mulțumesc mult! Iar voi, dragi telespectatori, după cum ați auzit, mâine vă puteți... Puteți veni, de fapt, la acest eveniment, dar să faceți o înscriere prealabilă. Așa că, dragi femei, dacă aveți un bărbat alături care ar dori să vă însoțească, puteți intra chiar acum pe pagina de Tech Women Moldova și să faceți o înscriere. Dragi colegi, aveți legătura. Mulțumesc, da, am captat, am primit legătura. Acum trebuie să-ți cauți bărbatul sau să-l inviți pe cineva? Da. Eu sunt adică să-l cauți, să-l inviți.
Da, eu sunt pasionată de tot ce înseamnă coding și da, a scrie coduri, a face chestii în IT. Erau condiții cu bărbatul sau nu, că nu te-ai prins. Scăpat, eu cred că poate veni și femeia singură, nu e neapărat să fie acompaniată de cineva. Dar nu bărbatul singur nu se admite, doar femeia, însoțit de femeie să fie. Da. Și bărbații, mă rog, este totuși un domeniu care preponderent este axat pe, sau se consideră că e masculin, știi? Dar uite că foarte multe acțiuni se întreprind pentru ca și femeie să fie introdusă în toate domeniile și inclusiv cele care sunt considerate doar masculine. Corect. Și uneori femeia poate veni și cu o doză de creativitate. Da, apropo, să demonstrat științific că sunt foarte bune la creativitate și pe mulți din invitații mei de la Istoric cu Tâlc i-am auzit spunând de parte masculină, am auzit că femeia de lângă el tot timpul a avut grijă de cele mai importante momente din viața lui, a avut grijă cum se îmbracă, a avut grijă la decizii, a avut grijă la oamenii, pentru că instinctul femeii este unul mult mai sensibil când simte că e cineva suspect, așa că scapă de el sau ocorește-l. Sau... Vedeți câtă fericire și cât noroc aveți voi bărbații cu femeile din viața voastră. Mare noroc. Hai. Bine că recunoașteți. Dragă Mihaela, ia, tu cu norocul tău, spune ce ne mai așteaptă acum. Da, tot am vorbit despre domenii. E important că atunci când alegem în ce domeniu să activăm, să încercăm să fim diferiți, să creăm și să ne dezvoltăm ca personalitate. Asta spune Mihaela, draga noastră. Acest principiu e important, mai ales în artă, acolo unde originalitatea e pe primul loc. Și tu știi asta foarte bine. Da. Un exemplu în acest sens este Nadejda Bățaran, o tânără care pictează pe diferite suporturi imagini desprinse din basme. Din basme? Da. Iar lucrările ei, din câte am auzit, sunt la mare căutare, atât la noi cât și în diaspora. Hai să o cunoaștem mai bine din reportajul ce urmează. Hai să o facem! Pasiunea pentru culori și-a descoperit-o întâmplător, dar nu a prea dat importanță talentului și a mers pe o altă cale. Și-a făcut studiile în economie, la Suceava, mai apoi la București, iar o experiență neașteptată a făcut-o să revină la artă. Chiar atunci când terminam eu anul 3 de facultate, s-a înființat un atelier de arte vizuale și am fost la acel atelier, era managerească pentru că mergeai la acel atelier și aveai toate materialele disponibile, adică nu trebuia să achiziți absolut nimic, doar mergeai și te bucurai de toate acestea, pictai ce voiai tu, adică aveai și pânză și culori, pensoane și ghidarea unei profesoare superbe. În scurt timp, Nadejda a început să dea culoare obiectelor din ceramică și să picteze pe diferite suporturi, nu doar pe pânză. I-a luat mult timp să studieze tehnicile, să găsească materialele necesare până a găsit formula potrivită. Acolo am început încet să experimentez singură. Am încercat să pictez pe căni, pe ceramică, porțelan, pe pahare, toate tehnicile astea le-am învățat singură și am experimentat cu foarte multe vopsele, cumpăram un set, nu era ceva potrivit, cheltuiam bani, stăteam până la 5 dimineața ca să văd pe YouTube, să prind ceva, dar nu găseam. Ce ține de pictura pe ceramică, porțelan, sticlă mai este, dar ceramică, porțelan, tehnici nu prea găsești. Așa că foarte mult am învățat prin experiment. Forme exacte, chipuri parcă desprinse din realitate, culori vii și detalii unice. Fiecare lucrare spune o poveste, astfel că toți cei care îi văd creațiile le apreciază din prima. Eu pun foarte mult suflet și foarte mult emoție în picturile mele. Nu știu dacă se simte. Eu sper că se simte. Citind reacțiile clienților mei, cred că se simte. Eu nu mă gândesc la sursa materială atât, cât mă gândesc la întreg procesul, sufletul pe care îl pun, întreg conceptul, să fie cu sens, să fie ceva interesant, să fie ceva care mișcă persoana. Pentru că am avut foarte multe cazuri în care, nu știu, pur și simplu au rămas frapați sau chiar am avut lacrimi de fericire când au despachetat tablou și nu le venea să creadă și am avut cazuri în care persoanele atât de mult aveau încredere în mine, încât au zis: Nadia, vreau doar un tablou de la tine, nu mă interesează ce pictezi, vreau să faci ce vrei tu. În artă poți să te inspiri de la alții, dar e important să-ți creezi un stil propriu. Mie îmi place să pictez în stil surrealist, iată cum este această pictură, aceasta, adică nu știu, case care zbor, lucruri care se mișcă, adică contrar realismului, chiar dacă vedem elemente care
par realiste, cum ar fi corbii, dar îmi place nota asta de mistic, de atmosfera asta de poveste, îmi place foarte mult. Înainte, abia deși recupera banii pentru materiale, dar cu timpul și-a dezvoltat o afacere profitabilă. Poți să câștigi și din artă, dacă muncești mult. Era și de asta că vreau să comercializez ceva, să câștig un ban și nu e vorba că vrei mulți bani sau nu știu care e faza. Vrei să ai siguranța asta, te simți altfel când câștigi un bănuț. Arta se vinde greu. De la an la an au crescut și abilitățile mele, a crescut și încrederea mea și au crescut și prețurile, ceea ce e și normal să se întâmple, pentru că prețul unui pictor depinde de notorietatea lui, de experiența lui, de modul în care lucrează. Totuși, este foarte important să-ți placă ceea ce faci. Pictura consumă foarte mult timp, foarte mult efort, uneori dureri de mână, dureri de spate, dar e ceva normal. Dar munca e atât de plăcută pentru că e o activitate pe care o ador, că nu simți oboseală cum ai simți la alt job, pentru că eu pot sta și noaptea și zi să pictez și plăcerea e maximă atunci când văd rezultatul sau când văd reacția clientului, care este pur și simplu wow. Nadejda Tricolici vrea să experimenteze în continuare, să deprindă alte tehnici și să picteze pe tot felul de suprafețe. Sunt conștientă că am foarte mult de învățat, am foarte mult de studiat, sunt atâtea tehnici pe care încă nu le cunosc, nu le-am descoperit și sunt dornică, flămândă, vreau să învăț cât mai mult, vreau să merg la masterclass-uri străine ale altor artiști, deci mă pasionează tot ce văd în jur, ce ține de artă. Vrea să aibă un atelier propriu, să creeze atunci când simte. Eu vreau să mă extind, anul ăsta mi-am propus și deja am început să fac și masterclass-uri și lecții de pictură și terapii de artă. Deci foarte mult vreau să mă extind pe această zonă, să-mi deschid un atelier și să fac acolo evenimente pentru ceilalți. Să bucur oamenii și să dau din această culoare. Simt anul acesta că vreau să urc la alt nivel și nu doar să stau în găoacea mea să pictez nopțile și să ofer produsul gata. Vreau să ofer culoare și vreau să împărtășesc din întreg procesul de artă și altor oameni. Și ce-ar fi emisiunea noastră fără un pic de muzică? Nu? Mai ales că beneficiile muzicii asupra stării noastre de bine au fost de mult demonstrate. Corect. Melodiile preferate ne calmează stresul, cresc nivelul de energie în organism și ne oferă emoții pozitive. Despre muzică și frumusețea folclorului nostru vom discuta în cele ce urmează cu îndrăgita interpretă de muzică populară Stella Botez, căreia îi spunem bună dimineața! Salutare! Bună dimineața! Salutare! Mă bucur să vă revăd acum pe viu, că da. De acasă e una și în realitate sunteți tare frumoși, veseli și luminoși. Așa cum trebuie să fie doi prezentatori matinali, astfel încât să îi încarce pe cei de acasă cu energie. Ce spune Ion, te-a încărcat cu energie atunci când ați fost la cumpărături? Ion Railean, da. Colegul nostru. Credeam că vorbești de Ion al meu, pentru că... E tot Ion, nu știam că îl cheam în găsul tău pe Ion. Da? Chiar Ion. Ce bine, ce fain, Ion. Da. Și el tot a fost la cele filmări. Ne-a făcut material de paparații ca să pot posta pe Instagram. Eu credeam că în cameră, la ecran, erai tu cu pungile, iar în afara, el era cu pungile, el ducea pungile, da? Cam așa și se întâmplă de obicei la noi, la cumpărături. Foarte frumos, da. Foarte fain. Frumos. Tu, apropo, educat. Ai fost și tu prezentatare la TVR Moldova, da. Și atunci ai experiență în acest sens. Vreau să te întreb dacă nu îți lipsește programul ăsta matinal, de dimineață, cu trezit. Eu știu răspunsul ei, dar bine, o las. Trezitul nu mi lipsește, nici de cum. Mai mult decât atât, eu am un program de muncă până seara târziu și dimineața până la 8:30-9 dorm. Dar îmi lipsește atmosfera asta de platou, îmi lipsesc camerele și această cameră îmi lipsește și ecranul, îmi lipsește energia, colegii. Da. Știi, eram mai bine văzută printre colegi atunci când le luam interviuri. Da. Ce fain, tare, da. Acum așa, mai rău și cineva, dacă cineva îți propune, ești de acord sau te mai gândești?
cred că totuși aș avea alte planuri acum și nu m-aș băga... Deci, și atunci aveai foarte multe planuri și proiecte și piese noi. Nu, acum planuri personale. Aha. Și dacă vine ceva, atunci trebuie să mă dedic totalmente. Vine atunci... ceva ce? O barză ceva. O barză. Sau prin grădina acolo, într-o barză, găsești ceva. Oleu, cine l-a pus acolo? Bine, dar cum începe o dimineață obișnuită în familia voastră? Adică care sunt tabieturile pe care le aveți? Cine este primul? Cine micul dejun? Cafeaua? Cine începe în primul cu îmbrățișări? Chiar dacă te trezești îmbrățișând apropiat. Nu, ne trezim separat. Separat, dar, ok. Dar urmează să ne îmbrățișăm. Și cred că eu prima ridic piciorul din, de sub plapumă și merg pentru toaleta de dimineață. Așa. Micul dejun deseori îl pregătim împreună. Și neapărat ne așteptăm unul pe celălalt ca să mâncăm împreună. Și ca să mai socializați, pentru că e important, nu? Chiar da. să rămâi la masă cu... În principiu ne facem planurile. Așa, ce facem astăzi? Tu la cât astăzi începi orele, dar tu la cât ai treabă, când te eliberezi, cumva asta... Ca să știi când scap de tine sau când sunt singur, că tot timpul sunteți împreună, nu-i așa? Suntem. Până la amiază, precis suntem împreună. Da, pentru că și prânzul de... luăm la aceeași oră și împreună. Da, aveți nevoie așa de un moment de respiro când să fii doar singur, tu cu gândurile tale, cu ideile tale și sigur, la fel și el. Sigur, fiecare dintre noi cred că are nevoie de astfel. Și mi se pare important când celălalt simte, măi, are nevoie de... Hai să-l las singur. Da. Și noi avem astfel de momente, pentru că activitățile noastre totuși sunt separate. Mm-hmm. Și atunci ne refugiem și în lumea noastră pentru a ne încărca. El e lumea sportului, nu? Da. El e din lumea sportului, eu din lumea artei. Și se contopesc frumos aceste luni, nu? Pentru că... Da. Da, eu știu că ați început și anul foarte frumos împreună la Amfiteatrul Transilvania ați fost. Am vizitat. În ianuarie la început. Locul frumoase din România, da. Da. Am vizitat și lacul Ursu și lacul Roșu din Sovata, precum și Amfiteatrul din România. Locuri foarte frumoase și locuri foarte pitorești. În general, România este o țară de poveste și merită descoperită. Așa cum și Republica Moldova este o țară mică, dar frumoasă și cu potențial turist. Absolut. Dacă luăm telefonul soțului tău, găsim în playlist-ul lui piese semnate de Stella Botez? Da, ascultă. O ascultă pe Stella Botez. Și îi place de această interpretă? O ascultă piesele sau ascultă pe Stella Botez? Ascultă piesele, că eu nu prea cânt. Eu nu sunt genul de persoană care să cânt în duș, pe la bucătărie, să mă vezi cântând așa hai-hui. Nu. Nu. Eu când am de cântat, mă așez și cânt. Gen, la studio. Sau la, ca să repet pentru vreun concert. Dar așa să mă prindă cântând, nu. Eu sunt un om normal. E frumos că el îți apreciază munca și tu pe a lui, e reciproc. Că tot am vorbit despre călătorii. Știm că recent ai fost și la un soi de expoziție, da, la Berlin, legată de turism, unde ai reprezentat foarte frumos Republica Moldova. Și vrem să-mi spui... Eu doar am contribuit. A fost o echipă mult mai mare de oameni din domeniul turismului și aici, iată, deja sunt pe ecran fotografii de acolo. În primul rând, Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern sunt cei care promovează turismul în Republica Moldova și au participat la cel mai mare târg de turism din lume, unde au participat peste 10.000 de expozanți din 180 de țări. Wow. Se cheamă Târgul Internațional de Turism ITB Berlin. Da? El găzduiește această expoziție cu 180 de țări și Republica Moldova a avut standul ei, îngrijit de această asociație, un stand la care, bineînțeles, că au dat târcoale, frumos spus, domnii ambasador și domnul consul din Berlin. Bineînțeles că a fost și domnul ministru al culturii, domnul Sergiu Prodan. Iar pe lângă degustările de vinuri, pe lângă prezentările anumitor agenții de turism care au prezentat imaginea țării noastre diferitor turiști din diferite țări, eu am fost în calitate de fata cu cobza pentru a atrage atenția oamenilor prin cântec, prin chiuituri, prin strunele cobzei și prin vocea mea. Și ai văzut reacțiile străinilor care se uitau cu interes, care ascultau? Da, oamenii interesați de țara noastră și interesați și de muzica noastră, mai mult decât atât, un cetățean al Turciei a rugat-o pe o reprezentantă de la Agenția de Turism de la noi din țară să-i traducă cuvintele
unei piese de ale mele. Și i-a plăcut atât de mult mesajul și a zis că folclorul vostru este bogat în filosofie. Și da, a înțeles omul filosofia neamului nostru prin cântec. Și asta a fost frumos. Ulterior, în seara lui 8 martie, la Salonul Dunărean au participat mai mulți diplomați și oameni la costum pentru a discuta potențialul Republicii Moldova din punct de vedere turistic în tot arealul Carpato-Dunărean, ca să spun așa, în contextul situației actuale de război. Și s-au accentuat niște momente mai puțin favorabile și mai puțin eligibile, dar totuși s-a încurajat turismul și s-a arătat, s-a scos în evidență potențialul acestei țări din toate punctele de vedere. Stella, ești ambasadoare extraordinară pentru Republica Moldova. Eu încerc așa să zic ceea ce am înțeles eu, pentru că acolo se vorbea în engleză și în germană. Și pe care și în turcă. Nu, în turcă nu s-a vorbit, totuși în germeză și în engleză. Dar se cânta în română. Eu le-am cântat în română și oamenii chiar au înțeles. Mai mult decât atât, la piesa aia cu ciobănească la care fluier eu, oamenii i-am îndrăznit. Care? Cât un pic? Hai, ca să nu ghicim, să vedem cu ce piesă i-ai provocat. Am îndrăznit să-i provoc pe oamenii de la cravată și la costum să bată din palme ritmul ăsta. Și ei au bătut din palme, gen 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3 și am cântat hopa, hop, într-un hârtop mai unde fac și o banii foc. Hopa, hop, într-un hârtop mai unde fac și o banii foc. Și fac focul cu surșele în preajma rochiței mele. Și fac focul cu surșele în preajma rochiței mele. Și ei au continuat cu ritmul ăsta la fluierat. Eu am făcut vreo 5 ritmuri, 5 variante de ritm am propus acum. Lasă, că tu ești bravă, tu ai treabă cu ritmul, nu fie așa de modest, că ești chiar bravă. E adevărat, poți să vezi după asta, te repit, momentul și să zici când de unde am luat eu, că Anatolia este ok cu ritmul. Noi suntem foarte fericiți că și străinii au avut posibilitatea să vadă tot ce ține de folclorul nostru, inclusiv și să prezentați Republica Moldova atât de frumos. Da, o picătură, dar pentru asta poate fi ca un teaser ca să ne viziteze țara. Da, practic. Da. Și chiar domnul ministru spunea că, uite, e o idee frumoasă a celor de la guvern prin faptul că te-au invitat să atragi atenția și prin cântec. Ori mai era acolo un naist care s-a stabilit de 15-20 de ani în Germania cu traiul, dar continuă să cânte și dumnealui la fel a luat naiul și a cântat, a tras atenția. Deci muzica noastră cumva merge mână în mână cu bucătăria tradițională, cu natura pitorească pe care o avem noi, mm-hmm, în țărișoara asta mică și cu oamenii. Oamenii, asta vreau să zic, și cu oamenii. Apropo de oameni, vrem să te întrebăm, există loc de prietenie adevărată între artiști în această industrie? Și da și nu. Uh-huh. Și aici o să fiu foarte sinceră. Sunt artiști care prietenesc, sunt oameni de artă care colaborează între ei și au o prietenie și o relație și o colaborare de lungă durată, de ani de zile. Dar sunt și din aceștia mai slab de caracter, care au viciul invidiei, geloziei și așa mai departe. Cu Stella Boțan, cum stai? Oh! Cam întrebat, m-ai lovit unde mă doare. Săptămâna trecută noi am discutat cu ea, stabilită în Marea Britanie, și am întrebat de tine și ea, da, de câte ori ajung acasă, tot timpul îmi lipsește. Păi erați cele două stele. Da, noi eram proiectul interstelar, eram steluțe prietene și în viața de zi cu zi, chiar mai mult decât atât, mi-am luat un fel de vornicică la nunta mea și i-am oferit buchetul meu și voalul meu de năframă, de mătase. Și imediat după nunta mea, așa în secret, să nu știe nimeni, a plecat, m-a lăsat cu lacrimi în ochi. A luat și voalul și buchetul cu ea? Sau mi le-a lăsat. A zis că, uite, ți le las, pentru că ție o să-ți trebuiască mai mult, eu trebuie să plec. Adică și... să-ți trebuiască mai mult? Gata! Păi, de ce? Uite, de exemplu, buchetul meu de mireasă, da, eu fiind o fată, mă știi, tradițională, da, și foarte... Tradiții, da. Din asta, rațională. Așa, mi-am ales un buchet din plante uscate, da, ca să dureze în timp și
peste mai bine de un an, buchetul meu arată la fel de bine cum era și în ziua anunții. Da. Și eu îl păstrez acolo, alături de iconița pe care am primit-o de la biserică, alături de prosoape tradiționale, deci de acele lumânări. Deci artefacte ale familiei tale. Exact. Multe lucruri pot fi transmise din generație în generație. Da. Adică, iar voalul meu în care a fost mireasă este purtat, l-ați văzut în poze? Da, este. L-ați văzut în poze. Mm-hmm. Îl port la costumul popular, pentru că știți cum e, fata cu gobza totuși este fată. Și voalul, năframa asta în general, marama sau cum îi se mai spune în alte localități, se purta de către fetele bogate de pe timpuri, dar și femeile bogate, de fapt, dar și de către fetele înstărite și aproape măritate, ca să zic așa. Da. Și nu se lega pe cap, dar se atașa așa ca o fundă, cam cum eu atașez eu. Pe când broboada tradițională pe care am pus-o pe cap la despodobitul miresei în timpul nunții și pe care o port iarna, mă face nevastă, gospodină, femeie cu copii, dar eu încă sunt tinerică. Deci pot încă să mai port voal și să fiu în calitate și de fată cu copză, dar și de nevastă. Dar să că cineva la fel știe aceste tradiții din partea bărbătească și să vină să-ți propună. Poate nu te căsărești cu mine sau să-ți propună logodă, pentru că văd că după năframa aia ești aproape măritată. Tu știi, eu nici inel nu port. Păi tocmai de aia. Deci semnele distinctive nu sunt. Referitor la inel, noi îl punem pe mână atunci când ne aducem aminte, când avem un eveniment. Da. Și înainte de plecarea în Germania, am avut două spectacole, Fata cu Cobza, la Cahul. Așa. Pentru acele spectacole eu a trebuit să-mi scot verigheta, pentru că era complicat să intru în scenă ca o copilă micuță cu două gâițe, după care sunt fată mare. Aha. Și chiar dacă deci ulterior, pentru rol. Și chiar dacă uneori ulterior eu mă mărit în spectacol și devin chiar și baba cu copza. Oricum nu și are locul parcă întotdeauna, da? Ba nu, mă tem să nu pierd inelul printre recuzita de pe scenă, știi? Și atunci prefer să nu-l pun și apoi mă cam chinuie degetul că să-l pun și să-l scot și ca să nu întâmpi greutatea asta în timpul spectacolului, evit să-l atașez. Deci tu ai dat răspunsul cam la toate răspunsurile care există. Sunt răspunsuri comune. Să nu-l pierdem. Același răspuns să-l ai dat. Indiferent dacă... Și la el tot, cât că la antrenamente, ca nu cumva să-l piardă. Lui la fel îi încurcă. Da. Indiferent dacă purtați sau nu inelul, noi ne convingem de fiecare dată și de pe Facebook și atunci când te vedem că aveți o relație foarte frumoasă. Zi-ne un pic cum se construiesc, crezi tu, în secolul 21, în epoca asta în care totul e pe grabă, cum se construiește o relație sănătoasă? Ce înseamnă un fundament sănătos? Răspuns scurt că vrem să te auzim și cântând la Cobză și după care ce avem și un videoclip. Relația sănătoasă în secolul 21 este complicat de construit, dar dacă ai peste 30 de ani, ți-o construiești. Noi amândoi, fiind repede ne-am luat, știi? Asta am observat eu și mai deci, mulți colegi, prieteni de-ai mei, după o anumită vârstă, repede și-au găsit jumătatea și deja... au sănătoase familii și au copii buni. În tinerețe așa, ne cam... Mai fierbe, nu-mi place, sângele, nu știu ce, și, sunt mai liber și ne cam tentează lucruri. Acum gata. Vrem să te auzim cântând un pic înainte să vedem videoclipul. Da, cântați cu mine. Ne străduim cel puțin, da. Dacă o să cânt cum am ținut ritmul, stric cu numărul. Pentru că suntem în luna martie încă și mai purtăm încă mărțișoare. Nu știu dacă se vede mărțișorul meu. Noi le purtăm în suflet. Se vede, în se suflet. Vede. Văd în sufletul. Bine, eu sunt și îmbrăcat ca un mărțișor. Noi să nu le pierdem, da. Da. Pentru că încă le mai purtăm și martie totuși este considerată luna femei. Da. Atunci zic să cântăm refrenul ăsta. Jos pălăria pentru femei și dați femeii ce este al ei. E mintea și sufletul tău, e tot ce vrei. Soție, prietenă, mamă, ce tace, ascultă, ia seama. Dar mai presus de orice e o doamnă. Hai și voi cu mine mai tare! Jos pălăria pentru femei și dați-i femeii ce este al ei. E mintea și sufletul tău, e tot ce vrei. Soție, prietenă, mamă, ce tace, ascultă, ia seama. Dar mai presus de orice e o zi.
Cățelică. Doamne! Așa! Bravo! Ai văzut, ai făcut inflexiuni vocale, bravo! Tare apreciate, știu că sunt. Mulțumim tare mult, Stella, pentru energia pe care ai adus-o. Ce interviu fain, așa, parcă aș mai sta la voi. Te mai așteptăm cu mare drag. Știu că este o fată foarte muncitoare, cu multe idei, inspirații. Îți dorim să ai timp să le faci pe toate și când mai faci câte un proiect, mai dă-ne un semn. Doamne ajută, mulțumesc pentru invitație. Vouă succes, invitați pe măsură, emisiuni ușoare și trezit, da. La fel de ușor. Ușoară, asta vă doresc. Și telespectatorilor, multă baftă în tot ce faceți, sănătate multă, iar întregii echipe TVR Moldova cuprind. Călduros. Mulțumim mult, Fiera. Mulțumim frumos. O zi minunată o să avem noi în continuare, că avem soarele în suflet de acum, gata. Mai... Da, gata, gata. Poate fi și ploaie și vânt, și... oricum soarele o să le alunge pe toate. Corect. Noi, vă spunem, suntem nevoiți să ne luăm rămas bun. Vă spunem pe curând. Mâine oricum revenim de la 7. Da. Dar mai vedem și un videoclip, nu? Da, Stella Botez este acum alături de voi. Sure.